Ne auzim? Ne auzim. Doamnelor și domnilor, bună seara! Vă invit să luați loc la mese. Vă mulțumim frumos că ați venit în număr atât de mare. E impresionant să te afli în fața atâtor campioni. Sunt absolut sigur de faptul că s-au făcut nenumărate figure de stil în ceea ce privește numărul de medalii, de trofee, ce se poate face cu ele, cât cântăresc. S-a calculat distanța de la pământ la lună, cât ar acoperi campionii României cu medaliile lor. Ceva nou nu se poate spune din punctul ăsta de vedere și totuși mă gândeam la faptul că sunt suficienți campioni în seara asta aici, dacă se adună toate medaliile și trofeele, vă spun sigur că puse una lângă alta, se poate face un tronson serios de autostradă și sigur nu se prăbușește. De asta sunt ferm convins. Domnilor și domnilor, vă mulțumim că ați venit. Sportul în România e un lucru pe care cred că ar trebui să-l prețuim mult mai mult decât o facem. Sportul e ceva care inspiră, sportul e ceva care educă și adevărul e că de foarte multe ori sportivii acestei țări ne-au învățat un pic rău. Au câștigat cu mult mai mult decât condițiile care le-au fost puse la dispoziție aici. Și ăsta e un lucru pe care, mai zic o dată, au câștigat cu mult mai mult decât condițiile care le-au fost puse la dispoziție aici. Există însă oameni, companii, entități comerciale, cum li se spune acum, care prețuiesc sportul românesc și care umplu un gol pe care spațiul public l-a făcut în țara asta, susținând în felul ăsta sportivii României. După foarte mulți ani de activități umanitare, de-a lungul timpului, Fundația Alexandrion Group și-a pus amprenta în susținerea performanțelor sportului românesc. Implicarea alături de Comitetul Olimpic și Sportiv Român la Olimpiadele din 2004, de la Atena, în 2008 la Beijing și în 2012 la Londra, s-a concretizat în crearea unor condiții de pregătire de înalt nivel care să le permită tinerilor sportivi obținerea unor rezultate cât mai bune. Totodată s-a promovat un stil de viață sănătos în care sportul ocupă un loc foarte important. Fundația Alexandrion susține două echipe de handbal, CSA Steaua București și U Alexandrion Cluj, și patru echipe de fotbal, Petrolul Ploiești, Universitatea Craiova, CSMS Iași și Dinamo București. Proiectele de susținere a culturii române au fost dintotdeauna o prioritate în cadrul fundației. În mod constant au fost susținute proiecte de refacere de lăcașuri de cult, lansări de cărți, scrieri de piese de teatru, au fost organizate tabere de creație. E de menționat aici și susținerea inițiativei Bisericii Ortodoxe din România pentru a retipări în anul comemorării a 300 de ani de la martiriul lui Constantin Brâncoveanu, celebra Biblie de la București. Iarăși sunt de amintit niște premii foarte importante, premii care au făcut deja carieră în spațiul public din România, premiile Constantin și Matei Brâncoveanu, care susțin excelența în cultura română. Unele dintre proiectele fundației au vizat și vor viza mai departe susținerea diferite proiecte caritabile punctuale. Se cuvine să le mulțumim sponsorilor, BancPost și Stirom. BancPost are și o surpriză pentru dumneavoastră în seara asta, o tombolă. Pe mesele dumneavoastră se află bilete de tombolă. O să vă rugăm să completați cu atenție datele de pe aceste bilete. Se pun la bătaie trei pachete care conțin bilete VIP la meciul amical de fotbal România-Spania în cadrul pregătirii pentru campionatul european din Spania, din Franța. Tragerea la sorți va avea loc pe 2 februarie, iar câștigătorii vor fi anunțați. Iar acum, domnilor și domnilor, cu permisiunea dumneavoastră, am să-i dau cuvântul domnului Nawaf Salameh, președintele Fundației Alexandrion și al Alexandrion Group. Domnia sa se află în Statele Unite ale Americii și, evident, ne-a trimis un mesaj. Stimate doamne, stimați domn, dragi prieteni, bună seara tuturor! Sunt Nawaf Salameh, președintele Fundației Alexandrion. Vă mulțumesc că ați venit într-un număr atât de mare la festivitatea de cernare a trofeelor Alexandrion. Îmi pare nespus de rău că la această sărbătoare a sportului românesc, la care eu și colegii mei visam de atâta ani de zile, nu pot fi alături de dumneavoastră și de sportivi care au adus și aduc glorii României. Drumurile vieții au făcut ca exact în această zi să mă aflu pe un alt continent, în Statele Unite ale Americii, în căutarea unei universități care să îmbine pasiunea pentru sport cu pregătirea academică temeinică.
Multora dintre dumneavoastră, Fundația Alexandru Ion, vă este bine cunoscută. Mă refer în primul rând la sportiv și la antrenor. Am fost sponsor alături de Comitetul Olimpic Sportiv Român la ultimele 3 olimpiade și sper că autoritățile care i-am răsplătit pe campionii olimpici direct de la fabrică din China încă mai funcționează perfect. În prezent suntem alături de 2 echipe de handball și aici este vorba despre băieți de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua și fetelor de la Universitatea Cluj. Continuăm și sprijinim fotbal românesc. În acest moment dăm o mină de ajutor cluburi de fotbal Petrolul Ploiești, CSMS Iași, Universitate Craiova și recent Dinamo București. Presupun că mulți dintre dumneavoastră știți deja despre premiile Constantin Brâncoveanu, decernate în onoare valorilor culturii române. Mă bucur să spun că în acest an vor ajunge la a 3-a ediție. În paralel, pentru că am primit această cerere din partea publicului și din partea lumii culturale, am organizat și premiile pentru tineretul pe nume Matei Brâncoveanu. Ne-am dorit să fim aproape și să-i sprijinim pe tineri, artiști și creatori care se află la începutul carierei lor și în această gală a fost extrem de bine primită, a avut un încheiu răsunător, iar anul acesta vom organiza a 2-a ediție. Ne-am ținut promisiunile față de toți câștigătorii și deja am sprijinit publicarea a 3 cărți. E o bucurie că am putut să le fim alături și în aceste proiecte importante. Totodată am fost onorat să răspundem Societății Patriarhiei Române de a reedita Biblia de la București. Din vara anul 2015 lucram însă la acest proiect de sponsorare a marilor campioni ai sportului românesc. Este vorba de un sprijin material și moral acordat celor care duc numele României pe podiumul marilor întreceri sportive. Acești campioni mondiali și europeni, campionii noștri, naționali și olimpici, o duc uneori nespus de greu. Cu excepția câteva sporturi mai bănoase, și aici mă refer la tenis, fotbal și golf, și la basket, dar din păcate nu la noi în România. Cealaltă sunt subfinanțate, iar sportivii au o viață plină de privațiuni, obțin rezultatele deosebite. Asta ne-a determinat să căutăm soluții. Nu doar statul român trebuie să sprijine mișcare sportivă și campionii din România. Este o datorie a marilor societăți private. Partea din beneficiul lor trebuie să se întoarcă în susținerea sporturilor individuale sau de echipă. Am organizat și o dezbatere în legătură cu aceste posibilități și obligații. Concluzii vor fi trimise presei și autorităților. Azi facem primul pas în susținerea financiară a sportivilor. Disputele zbucnite la sfârșitul anului trecut ne-au obligat să ne grăbim, să sperăm că la sfârșitul acestui an mersul economiei și rezultatele noastre financiare ne vor ajuta să mărim sumele și alături de alte mari companii din România să dăm semnul unei susțineri importante pentru viața marilor sportivi români, a campionilor, a celor care ridică tricolorul pe cel mai înalt cătărâg la întreceri dintre națiunile lumii. Vă mulțumesc și vă aștept în luna decembrie la o mare sărbătoare dedicată sportivilor și campionilor din România. Vă rog mult ca în numele meu primul trofeu Alexandru Ion să fie înnămnat de cel mai drag membru al familiei mele, o invit pe draga mea soția, Rim Daud. Rim, îți mulțumesc și te pup mult. Un an bun și multă sănătate tuturor și mult aur la competiții sportive, mai ales la europenele de fotbal și la Olimpiada de la Rio de Janeiro. Mulțumim foarte frumos președintelui fundației și al Alexandru Ion Group. O invit acum în scenă pe doamna Rim Daud. Domnia sa va înmâna un prim premiu. Bună seara! E un premiu care merge spre un sportiv, un gimnast. Dacă mă apuc să citesc toată lista, o să ne întindem târziu în noapte. Prin urmare, o să fiu cât pot de sintetic. 3 medalii olimpice, una de argint, 2 de bronz, 10 medalii mondiale, 8 de aur, 2 de argint,
14 medalii europene, 9 de aur, 3 de argint, 2 de bronz. Doamnelor și domnilor, Marian Drăgulescu. Această seară aici și să ofer un premiu pe numele familiei noastre. Noi susținem și apreciăm și admirăm pe cei care, prin munca și dedicare, au reușit să obțină performanța remarcabilă în sport. Îmi revine așadar onoare de a oferi primul premiu din această seară unui sportiv de foarte bun, cu o carieră unică la nivel mondial. El este un pionier și un inovator în gimnastica masculină, dar și un exemplu de forță și reinventare proprie. Îl felicit și îl invit pe cena, sigur este lângă mine, pe Marian Drăgulescu. Marian Drăgulescu, doamnelor și domnilor. Evident, cu trofeul Galei Alexandrion și cu cecul. Felicitări, Marian. Marian, dacă vrei să ne spui câteva cuvinte, te ascultăm cu drag. Bună seara, în primul rând. M-ați văzut mai înalt și ați început cu mine această seară a premierilor. Da, mă bucur că eu am fost capul răutăților, să zic așa, și să spun așa, am fost motivul pentru ca grupul Alexandrior să facă acest pas. Sper că o va face și în continuare. Știu că a fost alături de noi, de sport în general, fiind sponsor al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Mulțumesc încă o dată. Va fi un an greu anul acesta, Jocurile Olimpice. Sper să ajungem acolo în număr cât mai mare. Sper să ne fiți alături, să ne țineți pumnii. Eu îmi doresc să fim sănătoși noi toți și să dăm tot ce putem noi mai bine acolo. Și să ne întoarcem cu medalii, de ce nu? Mulțumesc, o seară bună! Marian Drăgulescu, doamnelor și domnilor. Mulțumim frumos, Marian! Ia să vedem cum te descurci. Bun, felicitări, Marian. Domnilor și domnilor, următorul premiu va fi înmânat de domnul Mihai Bogza, președinte al Consiliului de Administrație Bankpost. E un premiu care se adresează unui sportiv legendar din această țară. S-a născut pe 4 mai 1950 la București. A jucat 57 de meciuri pentru Naționala de Fotbal a României și a dat 21 de goluri. A fost un jucător legendar, este un antrenor legendar. 2014-2016 este intervalul în care domnia sa este selecționerul echipei naționale de fotbal, pe care a calificat-o în 2015 la campionatul european din Franța. Ca jucător, dublu campion al României, câștigător al Cupei României de două ori, câștigător al Cupei Campionilor Europeni, într-o seară fabuloasă din 1986, câștigător al Cupei Balcanice, iar ca antrenor de 4 ani campion cu Steaua, câștigător al Cupei României, tot cu Steaua, de 2 ori, câștigător al Supercupei Europei în 86, finalist al Cupei Campionilor Europeni în 89, a câștigat campionatul din Arabia Saudită în 2000, Cupa Coroanei Prințului în Arabia Saudită tot în 2000, Cupa din Emiratele Arabe Unite în 2001 și este câștigător cu Al Ittihad al Ligii Campionilor Asiei în 2005 și al Ligii Campionilor Arabiei tot în 2005. Doamnelor și domnilor, nu mai e nevoie, e, da, Anghel Iordănescu, da.
după cum bine știm, pentru că urmărim știrile sportive, domnia sa este în cantonament cu lotul național. Da. Prin urmare, domnilor și domnilor, am să-l invit aici pe domnul Cornel Nistorescu, domnia sa. Ok. Bun. Domnul Stelio Sava, bună seara. Asta e informația pe care o aveam aici, dar o corectăm, domnul Sava. O corectăm. Prin urmare, Anghel Iordănescu este câștigătorul acestui premiu oferit la Gala Sportului Alexandrion. Vă rog. Bună seara tuturor. Probleme cu microfonul. Aș dori să încep prin a felicita pe toți sportivii care ne-au dus bucurii nouă românilor în anul 2015 prin performanțele dumnealor. Și în același timp să aduc un omagiu acelor legende ale sportului românesc care au inspirat generații de tineri de-a lungul timpului. I-am văzut în sală, poate sunt mai mulți, am văzut pe doamna Elisabeta Tălipă, am văzut pe domnul Pațaichin, am văzut pe domnul Năstase. Le spun din nou ceea ce probabil că au auzit de multe ori de-a lungul timpului, că într-adevăr au fost niște personalități care în momente poate grele pentru România au umplut inimile românilor de bucurie prin performanțe dumnealor. Sigur, fotbalul este un fel de copil răsfățat al sporturilor, pentru că deși nu a avut performanțe extraordinare de-a lungul timpului, rămâne totuși un favorit în inimile celor care apreciază sportul. Ei bine, în 2015, fotbalul românesc ne-a făcut o surpriză plăcută, s-a calificat la campionatele europene și, deși în sport ceea ce contează în primul rând sunt munca și talentul, ne place să credem că faptul că Bancpost a fost sponsor oficial al echipei de fotbal naționale le-a adus noroc. Și sperăm că acest noroc să se mențină și pe parcursul turneului final. Noi am emis și un card dedicat acestei performanțe. Așa arată, e greu de văzut la distanță. Pe care l-am dorit în posesia tuturor suporterilor echipei naționale. Nu ne-ar deranja să-i schimbăm designul când România va deveni campioană europeană în vara acestui an. Eu dorim tot sufletul. Le dorim succes cu totul și pentru că beneficiarul premiului este domnul Anghel Iordănescu, îl felicit și eu pentru performanțele trecute și doresc încă mult succes în continuare la cârma echipei naționale. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Aș aminti încă ceva, doamnelor și domnilor, cu foarte puțină vreme în urmă. Am avut privilegiul de a sta de vorbă la emisiunea pe care o realizez la Postul Public de Televiziune cu una dintre marile sportive ale României și am vorbit despre faptul că noi, oamenii din jurul fenomenului sportiv, pasionații de sport, chibiții, cum se spune de foarte multe ori, încercăm să fim într-un fel sau altul alături de sportivii noștri. De cele mai multe ori însă, câștigăm atunci când câștigă ei și îi lăsăm să piardă atunci când pierd ei. E un mesaj pe care încerc să-l transmit de fiecare dată. Sportul este un lucru nobil, sportul nu e doar spectacol, sportul este ceva care te învață enorm despre viață și despre lume și de aia există termenul sportivitate. E frumos să câștigăm cu sportivii noștri, să și pierdem cu sportivii noștri atunci când e cazul. Așa e fair play. Doamnelor și domnilor, următorul premiat al Galei din această seară s-a născut pe 3 aprilie 1988 la Iași. E sportiv legitimat la Dinamo București, are un palmares internațional remarcabil, vicecampion olimpic cu echipa de sabia României la Jocurile Olimpice de la Londra în 2012, campion mondial la Campionatul Mondial din Antalya 2009 în proba pe echipe, vicecampion mondial la Campionatele Mondiale de la Budapesta în 2013 în proba pe echipe, medaliat cu bronz la campionatele mondiale de la Paris în 2010, tot în proba pe echipe. Medaliat cu bronz la campionatele mondiale de la Budapesta 2013 la individual, Kazan 2014 la individual și Moscova 2015 tot la individual.
campion european la campionatul european de la Zagreb în 2013 la individual și vicecampion european la campionatul european de la Legnano în 2012 în proba pe echipe. Doamnelor și domnilor, Tiberiu Dolniceanu, domnia sa va fi premiat de doamna Elisabeta Lipă, ministrul tineretului și sportului. Vreau să vă mulțumesc pentru invitație și sperăm că să fiți alături de noi și după această olimpiadă. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Stimată doamnă ministru, ce mai faceți? Cred că fac foarte bine. Bună seara, dragi prieteni, doamnelor și domnilor! Felicitări, Alexandrion, pentru această inițiativă frumoasă. Sportivii noștri merită asemenea momente frumoase când munca lor este răsplătită și le dă un imbold de a merge mai departe. Să nu uităm că anul acesta avem Jocurile Olimpice de la Rio. Sportivii au nevoie de încurajare, de susținere. Sper ca aceste inițiative să se alăture și alte companii, iar sportivilor le doresc să vină de la Jocurile Olimpice cu cât mai multe medalii și să scoată cât mai mulți bani din visteria nu numai grupului Alexandrion, ci și celor care se vor alătura acestui demers. Mult succes tuturor, sănătate, aveți grijă de voi, sportul de performanță cere multe sacrificii, dar merită toate sacrificiile pentru a ajunge acolo sus, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Mulțumesc! Mulțumim și noi, felicitări! Trebuie să se mai antreneze, pentru că n-a reușit în seara asta să țină și trofeul și diploma, da? Ne antrenăm la masă! Mulțumim frumos, felicitări! E, doamnelor și domnilor, urmează o listă lungă de performanțe. Am să amintesc așa. Campionatul mondial de kickboxing, versiunea WTKA Pro în 2015 în Italia. Campioană intercontinentală de kickboxing, versiunea WKA Pro 2015 Italia. Prima femeie din România, campion în circuitul profesionist de kickboxing. Medalie de bronz la campionatele de Wushu din Indonezia în 2015, campion mondial la Kempo, Turcia, 2015, medalie de bronz la campionatele europene de box din 2014, titlul mondial semi-profesionist de mixed martial arts în 2012, a reprezentat România la competiția de full contact, campionatul de full contact de la Tokyo, din Japonia, la vârsta de 16 ani. Multe titluri, doamnelor și domnilor, am avut plăcerea să o am invitată și în emisiunea mea la postul public de televiziune, Cristiana Stancu. Cristiana va fi premiată de domnul Stelio Sava, vicepreședinte Alexandrion Group, cu care ne reîntâlnim în dată. Cristiana Stancu, doamnelor și domnilor. Pentru cei care nu știu, până ne regrupăm aici pe scenă, Cristiana este absolventă de artă sacră, a absolvit teologie, e pictoriță de icoane, nu face lucrul ăsta ca un hobby, o face ca o dedicație profundă. E un sportiv de mare performanță și cred că merită felicitată. Cristiana Stancu, doamnelor și domnilor. Nu o să mulțumesc în primul rând pentru trofeu, deși mulțumesc Alexandrion Group pentru că mă aflu aici. Nu o să mulțumesc pentru trofeu pentru că în atâția ani de sport am învățat că nu trofeul e cel mai important. Cred că în seara asta cel mai important este că am fost inclusă pe lista
unor oameni care sunt legende în sportul românesc și nu numai românesc, în sportul mondial. Nu pot decât să fiu onorată că numele meu este rostit alături de numele acestor mari campioni, care pentru mine au fost modele și motive de a merge mai departe oricât de greu mi-a fost. Și mă bucur că și sportul meu este în elita din această seară și vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi, Cristiana. Domnul Stelio Sava. Bună seara tuturor și bine ați venit! I'm sorry, but my Romanian are not helping me too much. So it's a great honor to be here with you tonight, and I really like to thank all of you for being here. Alexandrion has always been supporting sports. This is why we are here tonight. Organizing the first edition of our sports awards. We are looking forward to many more to come in the future. And because I don't want to say too many things, I just want to say congratulations. And it's my honor to give you tonight this award. Cristiana Stancu, domnilor și domnilor. Mulțumim foarte frumos. Domnilor și domnilor, următorul premiu al acestei gale Alexandrion, dedicată sportului românesc, rămâne cumva în zona sporturilor marțiale, nu cumva, ci rămâne de-a binelea. Următoarea premiată vine dinspre judo. Premiul va fi înmânat de excelența sa, domnul Grigorios Vasilo Costandakis, ambasadorul Republicii Elene în România. Iar acest premiu este adresat unei sportive care s-a născut pe 7 mai 1988 la Bolintin Vale. E sportivă legitimată la Clubul Sportiv al Armatei Steaua, vicecampioană mondială la Campionatul Mondial de la Chelyabinsk 2014 și Astana 2015, medalie de bronz la campionatele mondiale de la Paris în 2011, campioană europeană la campionatul european de la Chelyabinsk 2012 și Baku 2015, vicecampioană europeană la campionatele europene de la Budapesta în 2013 și o medalie de bronz la campionatele europene de la Montpellier în 2014. Doamnelor și domnilor, Andreea Chițu. O să ținem noi diploma până când adresez câteva cuvinte. Da, doresc să vă mulțumesc pentru acest premiu. Este o mare onoare pentru mine să fiu prezentă alături de oameni importanți ai sportului și nu numai. Și sper ca în continuare să fiți alături de noi, să susțineți sportul românesc și să ne urmăriți la Jocurile Olimpice de la Rio. Mulțumesc. Spor, baftă! Your Excellency? Well, I feel very much honored because I had the opportunity to give this award to a very distinct athlete of Romania. Sorry for speaking into English. I was not prepared to speak in Romanian tonight. I hope that you understand something of what I'm saying. And I want also to say that athletism, when it is supported by the private initiative, the private companies, always can produce miracles in a country like Romania, which historically produces talent like all the awarded tonight, to whom I wish that they continue their honored sports life and provide their country with even more pride in the future. Thank you, Excellency. Mulțumim, Excelenței sale. Felicitări pentru minunații sportivi români. Mulțumim frumos! Domnilor și domnilor, cred că o să trebuiască să inventăm, după intermețoul artistic pe care îl vom urmări mai departe, să inventăm o modalitate mai practică de înmânare a premiilor. O să lucrăm îndată la ea. Am să vă spun doar atât, cu câțiva ani în urmă, m-am aflat într-o tabără de voluntariat, undeva în zona
unde Transilvania se întâlnește cu Moldova și am văzut un grup de tineri rockeri, dăduseră muzica la maxim, erau în creierii munților și dădeau din plete și se manifestau, cum se manifestă orice rocker, pe muzica lui Tudor Gheorghe. Aveți cuvântul meu de onoare că se întâmplă lucrul ăsta. Și știau toate versurile, ceea ce e cu totul remarcabil. De aia nu o să fac un discurs tămâietor, de aia nu o să folosesc superlative, știu că nu-i plac lucrurile astea. Doamnelor și domnilor, Tudor Gheorghe. Îmi intră părul în ochi și de asta fac așa, când în când. Cu mulți ani în urmă, sportivii de marca ai țării, campionii, mi-aduc aminte, la sala Palatului, prezenta Cristian Țopescu, acel show. Sala Palatului, arhiplină. Anul în care domnul Ilie Năstase era omagiat, o sală, 4.000 de oameni se ridicau în picioare să bată din palme cu fericire și cu bucurie pentru marile bucurii pe care le făcuse acest mare sportiv, mare român. Am fost acolo. Au mai trecut ceva ani, perioadă într-o sală mai mică. Aia o perioadă în care Gică Hagi era omagiat și toată lumea era fericită. Sala nu era sala Palatului, era o sală mai miculuță. Acum, iar sunt aici, și o sală și mai mică. Doamne ferește, peste 15 ani când o să mai ajung, să nu vă chem într-o garsonieră. Și asta se poate. A fi peste mormântul verii, sedus de viață ca de un dor, mânz tânăr, degustind lumina, sălbatic și neîncrezător, a fi uitat de toată lumea, a fi iubit de cine vrei. Când vii să te încălzească noaptea, fragile turmele de miei, să crezi că nu există moarte, că morții sunt numai un fel de fluturi adormiți de muzici, închiși în bile de oțel, să crezi râzând că sânul tandru, rotit în porțelan etern, se surpă în el până devine mormânt al laptelui matern. A fi uitat de toată lumea, de smog uitat și de mașini, tu singur duelând prin aer cu săbile unor crini, să crezi că nu există moarte, că morții sunt numai un fel de fluturi adormiți de muzici, închiși în bile de oțel. Și peste toate, ca un tigru, să treci râzând și să te minți, dar când amenință zăpada, s-o întâmpini cu o floare în dinți. Iar când amenință zăpada, s-o întâmpini cu o floare în dinți. De s-ar găsi cineva
să citească inima mă. Ar citi până ar muri. Nu le-ar mai isprăvi. Ar citi până la moarte, nu le-ar isprăvi pe toate. Cât de străin ce sunt pe lume, mi-aș face o casă-n pădure. O căsuță de pământ, să intru-n ea și să plâng. Bună seara, margine de sat, bună seara, câmp al reverii, bună seara, vița mea de vie, cu aracul de beton armat. Bună seara, dealuri retezate, bună seara, pașnice izvoare, bună seara, blindelor mioare, firule de iarbă lângă roate. Bună seara, fetelor frumoase, palidelor frunze de tutun. Bună seara, cuiburi, ape, case. Bună seara, plaiule, străbun. Bună seara, vorbelor bătrâne. Bună seara, celor noi. Bună seara, codrule de pâine. Mulțumim că nu te lași de noi. Bună seara, zic și clipei mele. Bună seara, somnule ce vii. Bună seara, cuiburi, ape, stele, care mă petreceți în tării. Foaie verde de mohor, când o fi, pretind să mor. Când o fi, să nu mai fiu, să mă duc, să nu mai viu. Să chemați nouă tâmplari, care credeți că-s mai mari. Și înainte de a le spune ce vor face ei anume, să-i scoboriți în beci, să bea vinurile seci, până ce s-or îmbăta și-or începe a cânta. Săracă inima mea. Și apoi prindeți patru fete care-s mai puțin și rete, însă musai fete mari și cu sânii musai tari, cu sprâncenele prelungi și picioare musai lungi. Și iar verde de mohor, dați-le tâmplarilor să le dea la rindea, până ori scoate scândurea și din ea facem sicriu, mirosim trandafiriu. Ca fetele prea curate să mă poarte însărcinate,
spre capăt de veșnicie. Foaie verde, așa să fie. Pe strada Mețianu, la numărul 2, am avut o amantă bătrână. Mă învăța să dansez, avea bani și un motan dormitând pe divan într-o rână. Am iubit-o nespus, eram tânăr și blec. Bunghisem în liceu limba rusă. Ea plângea uneori și-mi dădea să înțeleg că mi-a fost totdeauna supusă. Aira, la-ra-ra-ra. La 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 la. O iubeau și alți bărbați, un flamingo era în orașul acela de pustă. Se îmbrăca vaporos când pe corzo trecea, legănându-și făptura augustă. Am plecat, s-a topit, resemnată târziu, doamna mea, ca un fluture sferic. Și pe strada Mețianu, acasă când viu, trec străini și bătrân și eteric. A, iubitea, mai spune-mi ceva, că mi-e drag să-mi spui ce nu știu, drag pui, că mi-e drag să ascult de dragoste mult. Haide, spune-mi cum se iubesc păsările. O, iubito, cred că tot ca noi, copacii bătrâni, acasă rămân ca niște bunici, cu puicei mici și-n brațe-i leagănă până-i frunza galbenă. Și nu-i nicio pasăre, urmele cad foile, se-nvălesc cu ploile, urmă-i dor crengile și n-au ce să legile.
mai spune-mi ceva. Draga i-a fugit cu altul, s-a ascuns în codrul cu. El a smuls pădurea toată, însă n-a găsit unul. El a smuls pădurea toată și soare început. Arat pădurea toată, însă n-a găsit unul. Arat pădurea toată, din grâu pâinea gătit, și-o corabie și-o pri din stejarul prăvălit. O corabie și-o pri din amurgul greu de atunci. A plecat pe mări s-o uite, legănat de ape adici. A plecat pe mări s-o uite, dar sub lună, dar sub stea, răsărea la loc pădurea și corabia înfrunzea. Răsărea la loc pădurea și corabia înfrunzea. La urma urmei, viața nu e decât o repetabilă poveste de dragoste. Un subiect mort care înviază mereu, plus și minus biografiile în cauză. Niciun război mondial nu începe și nu se sfârșește decât cu o poveste de dragoste. Niciun istoric militar n-a descris frontul mai exact ca el, care îi scrie ei din tranșee o scrisoare de dragoste. Nu există politică, nu există economie, nu există cultură, dacă nu există dincolo de ele o poveste de dragoste. Limbile și tratatele se mai schimbă. Direcția armelor, suflarea vântului, se mai schimbă. Există ghețari și aburi interșarjabili. Singura ireductibilă e slăbiciunea din dragoste. Nici religia nu e atât de puternică în toate formele ei ca o simplă dragoste. Orice se poate negocia, orice se poate adapta, orice se poate schimba, în afară de ireductibila poveste de dragoste. Am luptă împotriva ei toate armele de asalt, pune-se în calea ei toate seifurile lumii, lucrez împotriva ei parlamentele și damblagii și rugina. No, singura nemuritoare e povestea de dragoste. De ce pune flori pe masă un cuib al tău de n-ai avea? De ce avea pe lume o casă, un cer să nu ai peste ea? De ce în zile lungi și grele ai un cer de viorea? De ce ai avea un cer cu stele? O patrie de n-ai avea? Ah, ce duminică frumoasă, iubito, așează trandafiri pe masă, iubito. Veni vor azi atâția oaspeți, iubito, zâmbească trandafirii proaspeți, iubito. De ce să ai o țară oare
un cer să nu e peste ea. Și casa la de ce-ar fi mare, pe masă flori de neavea. Iubito, poate vine mama să lași un loc și pentru ea. Denari în cap, ea la masă, de ce-ar fi mare patria? Ah, ce duminică frumoasă, iubito! Așează trandafiri pe masă, iubito! Veni voraz, aptiția oaspeți, iubito! Zâmbească trandafiri proaspeți, iubito, iubito, poate vine mama să lași un loc și pentru ea. De n-are în cap ea la masă, de ce ar fi mare patria? Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc din suflet. Probabil ați observat, eu nu obișnuiesc să trag de timp. Renunț de multe ori la aplauze. E frumos când se leagă atunci poemele între ele. E un efort și ăsta, atunci când un spectacol de-al meu durează o oră jumate, două ore, fără antrenamente, nu se poate, știți mai bine decât mine asta. Și eu, de 45 de ani, sunt în top, să zic așa. Și asta pentru că nu m-am lăsat de antrenamente. Cum te-ai lăsat? Eu doresc să ajungeți la vârsta mea și să puteți să faceți ceea ce fac eu. Fiecare în domeniul dumneavoastră, fără doar și poate. De 45 de ani, repet, mă uit la copilașii ăștia care vin, ca fotbaliști ăștia, s-ar de dor la cașpormă ce schimbare că au făcut în tindere. Mă uit la cântăreții mei care vin pe scenă, între două și pormă, toți transpirați după două cântece. Să stai două ore, știți bine ce înseamnă. Vă mulțumesc că ați avut răbdare. Să fiți fericiți! Doamnelor și domnilor, să-i mulțumim lui Tudor Gheorghe. Să-i mulțumim pentru faptul că a fost aici în seara asta. Din nou vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne onorați cu prezența. Mă gândeam acum că este singura dată când replica "o să vă dăm premii de nu le puteți duce" se verifică, mă duc cel mai frumos cu putință. Doamnelor și domnilor, următorul sportiv premiat cu trofeul Alexandrion s-a născut pe 19 ianuarie 1985 la Brașov. A fost campion la Wimbledon în proba de dublu juniori alături de Florin Mergea în 2002 și 2003. Finalist la Australian Open în proba de dublu juniori alături de Florin Mergea în 2003. De atunci, trofeele au tot venit, turneele au fost câștigate, o să vin undeva mai aproape, în 2013, învingător la București, la Hertogenbosch, la Beijing, alături de Max Mirnei, învingător la Zagreb, Casablanca, București, Hertogenbosch din nou, Washington, Shenzhen, Beijing, Valencia, alături de Jean-Julien Roger. În 2015, învingător la Rotterdam, alături de același partener, învingător la Wimbledon, alături de același partener și învingător la turneul campionilor de la Londra, alături de Jean-Julien Roger. Doamnelor și domnilor, a înțeles toată lumea, e vorba despre Horia Tecău.
Domnia sa va fi reprezentată aici de domnul Dragoș Luscan, preparator fizic al lui Horia Tecău, dar și al echipei naționale de handbal feminin, iar premierea va fi făcută de doamna Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație și unul dintre marii sportive acestei țări. Așa cum am mai zis, cea mai fericită situație în care primiți premii de nu le puteți duce. Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult în numele lui Horia. El este la Australian Open și a declarat faptul că este foarte mândru că a primit acest premiu. N-aș vrea să vorbesc foarte mult pentru că este premiul lui. Vă mulțumesc! Bună seara, doamnelor și domnilor! Aș dori să vă, în primul rând, să vă felicit pe fiecare dintre dumneavoastră pentru prezența în această seară. Înseamnă că vă pasă de sport, înseamnă că vă pasă de sportivi de, sportivii de performanță. Aș dori să-i felicit pe colegii mei care au făcut istorie în sportul de performanță, pe cei care s-au calificat la Jocurile Olimpice de la Rio. Le doresc mult, mult succes să întoarcă de acolo cu medalia sau cu medaliile pe care și le doresc. Iar în ceea ce privește Alexandrion, aș dori să vă felicit pentru această inițiativă, să vă doresc în continuare multe, multe vânzări, ca să puteți să faceți sponsorizări în continuare, în sport, să fiți alături de mai multe echipe de cluburi sportive, dar și, de ce nu, de federații. Mulțumesc! Mulțumim și noi, felicitări! Mulțumim! Următoarea sportivă care primește trofeul Alexandrion s-a născut pe 14 aprilie 1989 la Constanța. Campioană europeană la dublu feminin în 2009 și 2012, alături de Daniela Dodean, campioană europeană la simplu în 2015, campioană europeană la dublu mixt în 2011 și 2012, alături de Mihai Andrei Filimon, câștigătoare a Ligii Campionilor cu Fenerbahce în 2015, doamnelor și domnilor, de la masa magică de tenis de masă, Elisabeta Samara. Elisabeta e reprezentată, deși pronunția corectă e Elisabeta, este? E reprezentată seara asta de Mariana Samara, mama sa. Bună seara, stimată doamnă! Iar premierea va fi făcută de domnul Kiriakos Vulgarakis și doamna Constanța Iofciu din partea companiei Styrom, parte a grupului Iula. Bună seara, sunt onorată să mă aflu la această mare gală. În numele fetei mele, țin să vă mulțumesc și mult succes în continuare la Jocurile Olimpice care vă așteaptă. Sportivilor de performanță mă refer. Mulțumesc mult! Mulțumim și noi, felicitări! Hello, sorry for speaking in English. Today, my name is Kiriakos Vulgarakis. I'm representing Styrom SA. Styrom SA is an established company in the glass industry since 1968. Besides its main activity, Styrom also is interested in contributing in the sports industry of Romania. We used to support the cycling and the table tennis team for many years. We helped and contribute to Miss sorry for this. Today. My colleague Constant will award Miss Samara, and we thank you very much for this event. Mulțumim și noi și felicitări. Bun, transmiteți-i baftă, spor.
Momentan se află în Germania, unde are un turneu de masters foarte important pentru calificarea la Jocurile Olimpice. Succes! Un nou trofeu Alexandrion, care este adresat unei sportive născute pe 27 septembrie 1991 la Constanța. Învingătoare în turneul de junioare de la Roland Garros în 2008, învingătoare la Nürnberg, Den Bosch, Budapesta, New Haven și Moscova în 2013, învingătoare în Tournament of Champions de la Sofia, învingătoare în Qatar, la București, la BRD Bucharest Open în 2014, finalistă la Roland Garros, finalistă la turneul campioanelor din Singapore, în 2015 învingătoare la Shenzhen, Dubai și Indian Wells. Doamnelor și domnilor, numărul 2 mondial, tenis, Simona Halep. Simona e reprezentată în seara asta de tatăl ei, domnul Stere Halep, iar premiul va fi înmânat de Andrei Răducan, președintele Fundației Olimpice Române, o altă mare campioană a sportului din această țară. Bună seara tuturor! Vă salut cu drag și vă felicit și pe cei premiați, mai ales, și mult succes celor care se pregătesc pentru Jocurile Olimpice. Este o seară festivă. Am început anul datorită Alexandrion cu festivități de premiere și îmi doresc așa să-l și încheiem, astfel încât înseamnă că vom avea suficiente medalii după Jocurile Olimpice de la Rio. Aș vrea să, pentru că trebuie să-l mânez premiul Simonei Halep, aș vrea în primul rând să o felicit pentru performanța remarcabilă pe care a obținut-o. Știu că este o luptătoare, este o balanță și cunosc caracterul balanțelor, așa încât sunt convinsă că nu o să se lase și până la urmă cred că demonstrăm cât suntem de puternici atunci când suntem jos și când trebuie să revenim la nivelul așteptărilor celorlalți. Așa încât din partea noastră vă rog să-i transmiteți felicitări, toate gândurile noastre bune, încurajări și să știe că suntem cu toții alături de ea. Mult succes! O problemă. Să fie, dacă deținut le ducem. Bună seara tuturor! Vă mulțumesc în primul rând Fundației Alexandrion pentru că s-au gândit la fetița mea să fie nominalizată printre primii sportivi ai României și le doresc să aibă vânzări foarte multe pentru viitoarele sponsorizări și pentru viitorii noștri sportivi, care au mare, mare nevoie, că suntem deja sub nivel. Și în primul rând vreau să mulțumesc tuturor sportivilor să aibă multă sănătate, succese și puțin noroc. Fără el nu se poate. Vă mulțumesc, o seară plăcută! Mulțumim și noi! Felicitări, transmiteți-i Simonei încurajările noastre. Doamnelor și domnilor, următorul trofeu, Alexandrion, merge în direcția unei sportive care are de fiecare dată și simțul umorului. Am văzut-o nu odată vorbind despre a face sau a nu face mare brânză în competițiile sportive. Mă bucur să mă aflu astăzi, în această seară minunată alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc și numele colegilor mei și numele celor sportivi sau acelor antrenori care nu se află astăzi aici. Vă mulțumim, vă felicit, Alexandrion, pentru acest început de an și faptul că nu așteptăm premiile de sfârșit de an și începem cu dreptul. Și eu sunt convinsă, Ana, pentru că mi-ești foarte dragă și știu că tu ești locomotiva scrimei românești pentru aceste Jocuri Olimpice și o mare, mare campioană. Sunt convinsă că vă veți întoarce cu medalii de la Rio, așa că multă, multă baftă și pentru dumneavoastră încă o dată mulțumiri pentru această seară, pentru prezență. Felicitări! Felicitări și mulțumim foarte frumos și spor. Domnilor și domnilor,
deloc în cele din urmă, cel de-al 10-lea trofeu Alexandrion din această seară e adresat unei sportive născute pe 26 august 1988 la București, palmares la echipele de club câștigătoare de Liga Campionilor cu Budugnoș și Podgorița în 2015, finalistă de Liga Campionilor cu Olchim Râmnicu-Vâlcea în 2010 și Budugnoș și Podgorița în 2014, câștigătoarea titlului național în 2009, 2010, 2011, 2012 și 2013, câștigătoarea campionatului din Muntenegru în 2014 și 2015, 126 de partide la echipa națională, 502 goluri, argint la campionatul european pentru junioare din Austria în 2005, bronz la mondialul de junioare din Canada în 2006, bronz la campionatul european de senioare din Danemarca-Norvegia 2010, bronz la campionatul mondial de senioare Danemarca 2015, declarată cea mai bună jucătoare a lumii în 2010 și 2015, doamnelor și domnilor, Cristina Neagu. Cristina Neagu e reprezentată în seara asta de sora sa, Ioana Drăghici, sper că e aici, iar premiera va fi făcută de cel mai vorbăreț invitat al acestei seri, doamnelor și domnilor, marele campion, Ilie Năstase. Bună seara! În primul rând vreau să mulțumesc în numele surorii mele, Cristina Neagu, pentru acest premiu și să felicit Alexandrion pentru această inițiativă și multe succese tuturor sportivilor care se află aici și multă sănătate. Mulțumesc mult! Mulțumim și noi! Acum vreau să fac o gafă, dar nu mai fac, gata. O preferam pe sora ta, dar în fine, hai. Numai pentru că știa să joace handball, nu că arăți foarte bine oricum. S-au schimbat, domnule, rolurile. Acum câțiva mulți ani primeam cecuri și trofei. Acum trebuie să le fac, dau eu. Vă dați seama unde am ajuns? Vreau să vă spun asta seara ceva aici care mă doare de vreo săptămână, două, nu pot să dorm noaptea. Vreau să vă spun ceva despre monumentul care se numește Stadionul Național. Ne-a costat pe noi românii de aici în sală și toți ceilalți români un sfert de miliard de euro. Și nu putem nici să intrăm pe el. Da, e un monument care ne uităm de afară. Cred că de afară nu ne devoim în curând. Nu înțeleg de ce nu se poate juca pe acest stadion. Nu înțeleg. Voi înțelegeți? Nu. Da, eu, nu știu, o instituție numește ISU, MISU, PISU, nu știu cum îi spune, care nu ne dă voie să facem sport pe acest stadion. Ne-am chinuit, e singurul lucru din România care s-a făcut de la zero. Nici aeroport nou n-am avut, toate au fost peticite, ăsta e singurul. Și nu avem voie să intrăm pe el. În curând o să ne spună că băieții care fac alunecări, fac scântei și ia foc stadionul. Nu se poate, domnule. Dacă ne aude domnul, tovarășul sau domnul, cum spune, președinte sau domnul prim-ministru, trebuie să înțeleagă și el că am băgat niște bani acolo și trebuie să scoatem bani. Eu mâine mă duc și dau în judecată pe ISU, că am fost de 100 de ori la stadionul ăla și înseamnă că mi-am riscat viața. Și voi la fel care ați fost la stadion, nu? De câte ori ați fost? De multe ori, nu? Atât am vrut să spun că nu. Ilie Năstase, doamnelor și domnilor, mulțumim foarte frumos să procedem la premierea Cristinei Neagu. Așa cum am spus și mai devreme, cu premii pe care cu greu le putem duce, dar sunt importante. Felicitări! Doamnelor și domnilor, seara noastră e departe de a se fi încheiat. Le mulțumim tuturor celor care ne-au onorat cu prezența. Mulțumim foarte frumos Alexandrion Group pentru grija pe care o acordă sportului românești, pentru atenția pe care o acordă sportivilor. Le mulțumim tuturor celor care au acceptat să vină și să facă aceste premieri. Mult spor sportivilor noștri și asigurarea că cel puțin lumea asta prezentă aici e alături de ei, atât la victorii cât și la înfrângeri. Mai departe vă doresc o seară frumoasă în compania Lianei Lungu.
povestiți, afară se poate bea ceva, spuneți-vă povești, așa cum au spus mulți dintre sportivii noștri, se întâlnesc destul de rar, e o ocazie să se mai stea la povești. Multă sănătate și spor în competiții. O seară frumoasă mai departe!